Eu, sincer, nu planificam să ies, dar știți, nici stac n-am stac. Și vreau să vă mărturisesc că stimatul coleg e mult mai adecvat atunci când nu este nicio cameră de luat vedere în preajma lui și când pot să mai ai o conversație așa mai sinceră și mai directă și mai, hai la spune, mai în baza argumentelor. Dragă coleg și dragi colegi, da, eu în 2013, în ianuarie sau februarie, cred că știi mai bine, am zis că la BM o să fie bine. Și eu atunci îmi bazam, și acum pot să confirm că îmi bazam acest enunț pe faptul că oamenii care au sarcina și misiunea plătiți de stat să protejeze sistemul bancar o să-și facă munca așa cum sunt numiți și așa cum le este datoria. Acești oameni nu și-au făcut datoria, acești oameni au facilitat furturi, au protejat hoți și aici eu nu pot fi responsabil. Și acești oameni îi știm foarte bine și i-ai spus și tu și poți să-i mai repet și eu că ei, lista lor este lungă. Și fix așa cum ție ar trebui să fie rușine că lucrezi și ai lucrat cu un Dodon, și mie mi-e rușine de pe locuri, de fotografii pe care le-am avut alături de unii oameni. Și eu o spun asta cu toată responsabilitatea. Și acum de licitații. De licitații, nu eu am fost responsabil, dar același Chicu, care a fost secretar de stat și ministru a finanțelor în guvernul Plahotniuc, după care voi l-ați susținut și l-ați făcut prim-ministru. Licitațiile au fost împărțite și credeți-mă că este în interesul nostru să avem un proces cât mai transparent de licitații și un proces și o folosire cât mai eficientă și transparentă a banului public, ca să nu apară asemenea suspiciuni niciodată, în niciun caz. Și apropo de această coaliție, Chicu, pe ultima sută de metri, dragi colegi, a fost susținut de voi împreună cu Șor. Voi nu știți anul trecut cine este Șor? Voi nu știți anul trecut cine este Ilan Șor, Marina Tauber, Regina Apostolova și toți restul? Voi nu știți în ce rapoarte au apărut ei atunci? Voi nu știați asta sau ați preferat să nu știți? Și eu cred că voi ați preferat să nu știți pentru că așa e corupția. Prefer să închizi un ochi, să închizi a doilea, nu știu, n-am auzit, n-am știut, nu am suspectat, mai bine tac și așa mai departe. Asta este corupția. Și acum despre ce discutăm noi astăzi? Astăzi noi discutăm despre ridicarea imunității unui impostor, unui infractor. Asta trebuie să discutăm astăzi în această sală. Și când furau miliardul, dragi colegi, ei credeau că câștigă o loterie. Sau poate credeau că, nu știu, primesc un grant nerambursabil. Nu. Furtul, corupția, nu-i grant și nu-i loterie. Asta e un împrumut și un împrumut pe care o să trebuiască să-l întorci odată și odată. Cu foarte, foarte, foarte mult deasupra. Și eu cred în justiție, chiar dacă și ea nu există încă în țara noastră, eu cred că ea există și eu cred că ea trebuie restabilită, eu cred că ea trebuie protejată și eu cred că toți cei care calcă strâmb trebuie să întoarcă datoria. Pentru că corupția, încă o dată repet, nu este grant și nu este loterie, este un împrumut. Și ea nu începe de la un miliard, ea începe de la un trafic de influență pe aici colo, de la o lege mai băgat strâmb, de la o mită, de la o minciună, de la, iată, toate chestiile astea pe care noi prea des le tolerăm în sala asta și în statul ăsta. Și iată, tot asta o să trebuiască să întoarceți odată și odată. Toți cei care, ba culioace, ba Bahamas, cum s-a mai spus, ba multe, multe altele, offshore-uri și așa mai departe, tot asta o să vină odată și odată. Nu toți, poate, prin privațiune de libertate, dar cu siguranță răsplata vine și ea este dură. Și de aceea, dragi colegi, cei care încă nu v-ați corupt, eu tare vă încurajez, nici nu începeți. Pentru că răsplata vine. Împrumutul trebuie dat înapoi într-un fel sau altul. Vă mulțumesc!